Perspectiva ca restaurantele din hotelul să nu se deschidă din 15 iunie în plin sezon estival și după 3 luni de pauză a șocat întreaga industrie a turismului din România. Vor fi redeschise mall-urile, însă fără restaurante și fără locurile de joacă pentru copii. O întârziere ulterioară peste data de 15 iunie poate să însemne falimentul la peste 70% din societățile care își desfășoară activitatea sezonier pe litoral. Ideea că românii vor putea călători liber în Grecia și Bulgaria, iar la întoarcere nu vor mai fi carantinați, i-a înfuriat la maxim pe patronii de pe litoral. Ei spun că sunt aceleași șanse să te îmbolnăvești de COVID la un restaurant din Bulgaria ca și la un restaurant din România. Care e diferența că în această unitate hotelieră intră 100 de turiști români, iar la Ardena intră 100 de turiști români? Nu înțelegem de ce 100 de români, dintre care 2 pot fi infectați, pot merge în Bulgaria să stea o săptămână infectându-se unii pe alții când au ajuns înapoi în țară, nu mai sunt obligați să se autoizoleze. Premierul Ludovic Orban susține că nu poate da încă drumul la funcționarea în interior a restaurantelor pentru că riscul de infectare a cuiva este prea mare. Dar dacă nu apar alte probleme epidemiologice, se va lua în calcul această măsură după 1 iulie. Deocamdată îi sfătuiește pe hotelieri să-și servească clienții la terase. Marele unită de alimentație publică din România sunt avizate și semnate cursurile de intrare de mărfuri, securitatea mărfurilor, la legea legiferată. Deci nu sunt probleme deosebite, că trebuie să se ceară acest unități lucruri supra-speciale. Acești turiști care au cumpărat pachete de vacanță, revede anumite servicii care sunt obligatorii. Noi nu putem să spunem ca să nu asigurăm serviciul de masă. În România, multe dintre hotelurile din orașe, din stațiuni sau de la munte, nu au terase care să asigure servicii pentru toți turiștii cazați, motiv pentru care nu își vor putea desfășura activitatea. Patronatele din turism anunță până acum 500.000 de concedii cumpărate de românii din țară, servicii turistice care includ și 3 mese pe zi.